un exces, un excedent de 10 vecinal pe cetățeanul, probabil că a tăiat via și ăsta trebuie depozitat în pubela Maro. Dacă are ceva excedent lângă, legat corespunzător, ăsta e mai ok, mai în regulă, dar peturile nu sunt strivite și are și o mare problemă de volum. Un exemplu negativ, cartonul nu are ce să caute aici, plasticul ăsta nu are ce să caute aici, asta e pubela de deșeu menajer rezidual neagră și uitați, carton curat, doză de aluminiu. Asta e un exemplu negativ, e o pubelă total neconformă, asta nu o să ridice. Astăzi punem etichetă? Astăzi doar etichetă și în cazul în care găsim cetățenii acasă, că este o oră matinală și sunt la serviciu, vom discuta încă o dată cu aceștia, le vom explica ce trebuie să conțină aceste pubele și sperăm ca pe viitor să nu mai avem astfel de probleme.